Scandal făcut de rom în fața sediului poliției din Pitești. Veniți din București și Dolj, romii s-au revoltat când și-au văzut rudele în cătușe și duse în arest pentru înșelăciune. Așa s-au manifestat romii când au aflat că 11 persoane au fost reținute într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Cei acuzați aveau o rețea bine organizată și așa au reușit să dea lovituri în Olanda și Franța. Este vorba de înșelăciuni la bursa de valori cu ajutorul unor firme fictive. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat 20 de percheții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire într-un grup infracțional și înșelăciune. Numai pe chestiile din această dimineață, 18 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Pitești în vederea audierii. În urma audierilor, 11 persoane au fost deținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. În dosarul penal în care s-au efectuat perchezițiile, prejudiciul estimat până la această oră se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Românii au reușit să înșele bursa de valori după ce au gândit un plan ce părea infailibil. Au creat firme fictive cu nume asemănătoare unor societăți de transport deja consacrate, apoi au licitat la bursă și au obținut mărfuri diferite, de la aluminiu până la cafea sau lubrifianța auto. Odată obținut contractul, mergeau cu tirurile cu numere false, luau bunurile din Olanda sau Franța și nu mai plăteau pentru ele niciodată. Le valorificau apoi în altă parte la prețuri mai mici. Numai aluminiul furat a avut o valoare de 600.000 de euro, iar la percheziții polițiștii au ridicat bunuri de 58.000 de euro. 11 din cele 18 persoane duse la audier au plecat încătușate. Câte persoane ați înșelat? Ce ați făcut cu 1 milion de euro? Am pus la curge. Ce ați făcut cu 1 milion de euro? Treaba politică! Treaba politică! Parlamentarii treaba care fură milioane de euro! Ce ați făcut cu 1 milion de euro? Domnule avocat, ce au declarat clienții dumneavoastră? Păi majoritatea și-au exprimat dreptul la tăcere. Este vorba de infracțiune de înșelăciune pentru clientul meu. Nu știm. Deocamdată suntem în fază de cercetare și vom vedea. Va fi reținut? Da, da. 11 persoane înțeleg că au fost reținute. Da, da, este vorba și de un grup. Vom vedea mâine la propunere. Ce probe vi se pare că aduc polițiștii deocamdată? Nu știm la acest moment, nu ni s-a prezentat. Toți 11 au fost duși în arestul IPJ Argeș, iar astăzi au fost prezentați magistraților pentru prelungirea arestului preventiv.